La începutul verii, toți giurgiuvenii care erau obișnuiți să mănânce semințe pe domeniul public și să arunce cojile pe jos, erau informați de angajații poliției locale că vor fi sancționați cu amenzi în valoare de 300 până la 1000 de lei. Vara a trecut, iar mulți practicanți ai sportului local au trecut cu brio de vigilența polițiștilor locali. Ne aflăm la jumătatea lunii octombrie, iar vremea favorabilă le dă prilejul mâncătorilor de semințe să stea în continuare pe bănci la colțul blocului sau mai nou în foișoarele amplasate de primărie în parcuri să consume nestingherii semințe. Activitatea poliției locale este foarte intensă privind alte abateri de la hotărârile Consiliului Local, ci nici de cum pentru sportul local, datorită căruia suntem cunoscuți în toată țara. Acestea au fost pe tulburarea liniștii publice, au fost pentru distrugeri pe domeniul public, referitor la coșurile de gunoi, au fost date inclusiv pentru folosirea pe domeniul public spălării de covoare. În viziunea reprezentanților poliției locale, giurgiuvenii ar consuma semințe după miezul nopții, pentru că astfel nu se explică de unde ar apărea cojile de semințe pe domeniul public. În ultimul timp nu au mai fost date sancțiuni pe consum de semințe. Asta este un lucru bun și considerăm că cetățenii au înțeles că este important ca pe domeniul public să se păstreze curățenia și le mulțumim pentru acest lucru. Dar totuși ați observat că în parcuri, peste tot, peste șoseaua București, se mănâncă în continuare semințe? De regulă se folosesc consumul de semințe, dar în același timp se pun în cornete, se pun în pungi, deci au înțeles că nu trebuie să fie aruncate pe domeniul public. O scuză în situația de față ar fi că angajații poliției locale au aplicat un număr de 20 de sancțiuni în două zile. Din cauza numărului ridicat de amenzi, posibil carnetul de procese verbale să se fi terminat și astfel mâncătorii de semințe au rămas nesancționați.